lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toți cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Te-am găsit și un, exact, un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela, adică cu mine. Bine, povestea de astăzi este despre un pui de leopard și emoția lui legată de frică. Se numește Ce mă face să mă sperii. Hai să ne gândim un pic și... Înainte de a începe să citim această poveste, gândiți-vă ce vă sperie pe voi. De ce vă este frică vouă? Ia să vedem. Sunt copii, de exemplu, cărora le este frică de tunet, de ploaie. Sunt copii cărora le este frică de, nu știu, de păianjeni. Sunt copii cărora le este frică să urce în copaci. Sau... De ce vă este frică vouă? Aveți vreo frică? Gândiți-vă mai întâi la ea, puteți să o discutați acum cu mama, iar povestea de astăzi o să vă ajute să treceți peste anumite frici și de lucrurile care ar putea să vă sperie. Așa că, haideți, comod, frumos, pentru că începe povestea. Ce mă face să mă sperii? Povestea unui pui de leopard. În cea mai mare parte a timpului, este extraordinar să ai un frate mai mare. Ai pe cineva cu care să te cerți și, foarte rar, pe cineva lângă care să te cuibărești. Nimic nu poate fi mai plăcut decât să te culcușești într-un maldar de blană moale și caldă. Dar, la fel cum pot fi toți frații sau surorile, și fratele micului leopard putea fi foarte enervant. Uită-te la tine, pisică fricoasă, îi zicea fratele lui. Ești așa de fricos încât într-o zi cred că o să te sperii chiar și de petele de pe spinarea ta. Ești mult prea fricos ca să fii un leopard adevărat. Dar micul leopard era mândru de el, așa că nu l-a luat în seamă. În sinea lui se întreba dacă și fratelui său îi era frică de ceva. Dacă da, atunci el niciodată n-o arătase această frică. Fiind cel mai mic din familie, exista întotdeauna o provocare. Dar erau și unele lucruri care îi plăceau micului leopard. De exemplu, îi plăcea cât de repede putea alerga, cu toate că fratele lui alerga și mai repede. Haide, striga el, poți să alergi mai repede! Ești un leopard sau un leneș? Dar micul leopard nu putea. Când alerga prea repede, se speria pentru că îi se părea puțin prea periculos. Micului leopard îi plăcea cât de bine reușea să se cațere, chiar dacă fratele lui se cățăra mult mai sus. Haide, îl necăjea fratele lui, până și un pui de elefant se cațără în copaci mai bine decât tine. Dar micul leopard nu putea. Înălțimea îi dădea amețeli
și lăbuțele lui mici tremurau. Micului leopard îi plăcea să înnoate, cu toate că fratele lui înnota în apă unde era mult mai adânc. Haide, îi striga el, abia ți-ai udat labele și tot sunt mai uscate ca ale unei vulpi din deșert. Fratele lui râdea și micul leopard se simțea prost. Dar adevărul era că în adâncul sufletului era chiar necăjit. Când noaptea târziu sufla vântul sus în copaci, era îngrijorat de ce s-ar putea întâmpla dacă vântul ar sufla din ce în ce mai tare și copacul s-ar prăbuși. Când ploaia începea să stropească din cer, micul leopard era îngrijorat de ce s-ar putea întâmpla dacă ploaia s-ar transforma în furtună și furtuna ar înghiți toată pădurea. Micul leopard se gândea la toate și toate îl îngrijorau, iar adevărul era că fratele lui nu se gândea prea mult la nimic. Tatăl lui era puternic și curajos. Fratele lui mai mare era dur, iar în adâncul sufletului, micul leopard era speriat. Nu-i plăcea deloc să fie speriat, dar nu avea cum să nu se îngrijoreze. În noaptea aceea, la culcare era tot îngrijorat și cineva a observat. Mămica leopard l-a întrebat: ce s-a întâmplat? E târziu, nu poți dormi, micuțule? S-a ghemuit mai aproape și micul leopard a îmbrățișat-o strâns. Nu era sigur dacă putea să-i spună ce-l supăra. Nu se simțea confortabil. Era greu să-i explice și nici nu știa de unde să înceapă. Mie bine, a spus micul leopard. Mămica doar l-a îmbrățișat și mai tare. Știa ea că, până la urmă, o să-i povestească ce-l supără. Știi că poți vorbi despre orice cu mine, nu-i așa? A zis ea în cel mai blând fel cu putință, așa cum numai mamele pot să o facă. În noaptea aceea, micul leopard era îngrijorat că nu adormea și cu cât era mai îngrijorat, cu atât era mai treaz. Nu se temea numai pentru el. Ceea ce era cu adevărat mai îngrijorător decât toate era gândul că familiei sale i s-ar putea întâmpla ceva. Dimineață o să-i spună mamei, având în minte gândul ăsta frumos, a adormit și doarme acum micul leopard. Dimineață nu voia ca fratele său să audă ceea ce urma să vorbească cu mama lui. Așa că a întrebat-o în șoaptă pe mama sa. Tu ai fost vreodată speriată de ceva? A întrebat micul leopard pe mama leopard. La început mama s-a făcut că nu aude, dar când s-a întors cu fața spre el, era limpede ce avea în minte. Stai să mă gândesc. Mă sperie foarte multe lucruri, să știi. În timp ce ea îi povestea toate temerile ei, micul leopard aproba din cap. Cu cât mama vorbea mai mult, cu atât toate căpătau sens. Vezi tu, micuțule leopard, pădurea este un loc periculos și este în firea noastră să ne apărăm. Felul în care putem face acest lucru este să învățăm să ne oprim la timp. Să ne uităm înainte de a sări, să verificăm drumul din fața noastră și îmi pare foarte bine că ești atât de grijuliu cu tine, pentru că numai un singur lucru mă sperie cu adevărat. Oare care e acel lucru? Micul leopard a așteptat ca mama să continue. Singurul lucru care mă sperie cu adevărat este gândul să vă pierd pe oricare dintre voi. Și atunci micul leopard și-a dat seama că nu erau singuri. Tatăl lui zâmbea cu surâsul lui liniștitor și aproba din cap. Da, a fost el de acord. Asta mă sperie și pe mine. Fratele micului leopard, care era mai mare,
era și el acolo, părând puțin cam încurcat. Să știi că îmi pare rău că te-am împins, a spus fratele. N-am vrut să te sperii, să știi. Așa cum mă speream și eu când eram mic, a recunoscut fratele mai mare. Așa că și-au petrecut ziua aceea împreună. S-au cățărat în copaci, la o înălțime sigură. S-au jucat în râu, dar au stat mai aproape de mal. Și într-un târziu, când umbrele s-au lăsat peste pădure, s-au urcat pe o ramură confortabilă și când s-a făcut noaptea și întunericul l-a învăluit, micul leopard nu s-a mai temut. Doar se minuna tot mai tare pe măsură ce cerul se umplea de stele. În noaptea aceea a visat foarte mult. A visat toate lucrurile care îl îngrijoraseră vreodată. Dar visul acela a fost foarte diferit. În vis, micul leopard era vânjos și curajos. În vis era un leopard mare și puternic, la fel ca tatălui. Un leopard curajos și îndrăzneț, la fel ca fratele lui mai mare. Un leopard înțelept, aproape la fel de înțelept ca mama lui. Ați înțeles ce facem noi cu temerile noastre? Atunci când aveți o frică, e bine să o comunicați, să-i o spuneți mamei, tatălui, surorii sau fratelui mai mare și să vorbiți despre ceea ce vă face pe voi să vă simțiți speriați sau de ce vă este frică. Și atunci când spuneți acest lucru, să știți că de partea cealaltă puteți obține un sfat sau ar putea să vi se deschidă unele paranteze, unele lumi pe care voi nu le-ați știut până acum, copii. Așa că fricile voastre sunt în mâinile voastre și cu ajutorul părinților voștri și a celor din jurul vostru le puteți trece. Sper că povestea de astăzi o să vă încurajeze să vă comunicați fricile părinților voștri. Eu, Clounela, te pup și te îmbrățișez. Înainte de a pleca, pune like, distribuie acest video și abonează-te la canalul nostru YouTube, Trupa Planeta Clounela. Acolo, seară de seară, la 21:00, te aștept cu o nouă poveste. Povești cu Clounela. Te pup! Mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și Trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clounela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21:00 ne întâlnim la povești cu Clounela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clounela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clounela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zor și până noapte voi doar pentru noi lucrați, să ne
ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Tata, nu vreau avioane, nici bani milioane, ești eroul meu. Să ne luăm de mână, și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!